Ne te-am găsit, Daniela Simulescu aici, iată că ne așteaptă o săptămână mai liniștită din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al astrelor, dar cumva aceasta care se termine astăzi nu a fost așa neapărat echilibrat, armonioasă și să nu uităm că astăzi avem parte de intrarea lui Mercur, iată, în Berbec, avem de asemenea parte de o lună nouă în Pești, însă în conjuncție cu Saturn, că toți am povestit despre zilele trecute. Mai e o veste bună pe care aș putea să vă ofer și pentru mulți o să sune că mamă ce tare! și o să auziți în stânga-dreapta. Planetele nu sunt retrograde, e o perioadă în care toate planetele sunt în mers direct, mai ales cele care contează cu adevărat și o să ni se pare că este vis, doar că așa ca și observație de ale mele, de-a lungul practicii, am avut timp din 2008 încoace să-mi dau seama că atunci când toate planetele sunt în mers direct sau cele mai importante, nu se întâmplă nimic magic. Ni se spune că suntem lăsați, știți cum este, să ne ocupăm de acțiunile noastre, mergem înainte, nu avem blocaje, nu există, că pe aici și pe acolo mai există limitări și blocaje, blocaje. Să știți că mi s-a întâmplat deseori să observ astrograme în care nu era nicio planetă retrogradă și oamenii respectiv să fi trăit așa ca o frunză în vânt. Nu e neapărat ceva rău, dar doar voiam să vă explic celor care credeți că avea o planetă retrogradă, este sfârșitul lumii și caulo ce înseamnă aia. Pentru oamenii care se uită la emisiunea de astrologie și citesc articole, când e vorba de retrogradare, sună nasol. Cei drept, nici noi nu v-am explicat pe de întregul ce se întâmplă cu această retrogradare și aveți impresia că dacă e în harta natală o planetă retrogradă sau pe cer în momentul ăsta, se întâmplă cine știe ce. Dar să știți că, de fapt, planetele retrograde ne ajută să trecem la fapte, retrogradarea ne ajută să trecem la acțiune, nu planetele merg direct. Atunci când toate sunt în mers direct, mi se pare că nu are ce să ni se întâmple, nu depunem efortul necesar, ni se pare că totul este firesc, că mai mult aș putea să descriu Mersul direct al planetelor, precum un misecuvinism. A, ah, ce mare pagubă ce se întâmplă. Dar când planetele retrogradează, atunci vin adevăratele lecții, cum se spune în stânga și în dreapta. Deci, dacă vă vreți să vă bucurați că toate planetele sunt mers direct, bucurați-vă. Și o să ziceți că gata nu mai apar blocaje, nu mai apar limitări, nu mai apar supărări, nu mai apar dezamăgiri, pentru că toate planetele sunt în mers direct. Am vrut doar să vă menționez așa teoretic că sunt toate în mers direct, dar asta nu înseamnă că viața noastră va fi cea mai minunată, cea mai perfectă, cea mai extraordinară, ci că pur și simplu vom trece așa, știți cum e vorba aia românească, ca gâsca prin apă. Da? Bun, deci iată, trecerea între săptămâna aceasta și cealaltă, ca intrăm pe Mercur în Berbec, trebuie să vorbim mai mult despre asta. Luna nouă în pești lângă Saturn ne poate face mai, mai pragmatici ca de obicei și ne obligă oarecum să, facem o, să delimităm foarte, foarte mult ce e în capul nostru, ce visăm și ce e realitatea asta. Așa și cu astrologia. În teorie, când toate planetele sunt în mers direct, nu mai e nimic retrograd, ni se pare că este minunat. În teorie sună al naibii de bine, țin să vă spun. Dar în practică, atunci când te duci zi de zi în viața ta, nu vezi pic de mers direct al planetelor, că viața tot trece prin tot felul de evenimente. Așa că, iată, și viața și astrologia trebuie mapată pe ceea ce se întâmplă cu adevărat zi de zi în existența noastră. Bun, hai să ne uităm la săptămâna ce urmează. Nu are așa niște aspecte, le-am căutat, le-am căutat, credeți, m-am stat și m-am uitat și pe asteroizi. Am stat, da, că m-am gândit dacă iată Chiron, să zilele trecute a tot făcut aspecte, țineți minte cu nodul v-am povestit, am tot stat să caut. Nu sunt foarte multe, așa că hai să vi le menționez ca să trecem pe urmă la recomandări. Uite, mâine, de exemplu, Mercur intrat recent în berbec, vă face un sextil cu Pluto, ceea ce înseamnă că avem mai multă încredere în cuvinte și în ideile noastre și vom reuși să le expunem cu mai mult curaj. Drept cum am făcut eu acum, teoria ca teoria, dragii mei, sună al naibii de bine, dar practica e puțin mai complicată. Pe urmă, pe 11 martie, Venus, iată, este din vărsător, unde s-a întâlnit cu Marte, unde s-a întâlnit cu Pluto, țineți minte, a făcut o groază de aspecte și intră în semnul peștilor, unde se va întâlni ghiciți cu Saturn, cu Neptun, Venus în pește așa la modul general, la modul teoretic să spunem așa, are tendința de aceasta de sacrificiu, de a iubi pe cine suferă mai mult, de a se dedica, de a se pierde, e foarte artistică, e foarte inspirată, are o imaginație bogată, câteodată prea bogată, da? deci intrăm într-o perioadă din aceasta din punct de vedere amoros în care s-ar putea să ne îndrăgostim mai degrabă de o poveste, de o idee, așa că aveți grijă în perioada următoare. Venus se va întâlni cu Saturn la un moment dat și nu o să ne simțim iubiți așa cum merităm sau ne vom băga în relațiile tocmai ca să ne arate că nu ne iubim noi și vom se va întâlni cu Neptun la un moment dat, iată, va sta aici în pești până pe 5 aprilie, timp suficient în care să ne și trezim, dar să și visăm foarte mult și cu Venus în pești, dragii mei, să știți că totuși financiar poate să fie o perioadă prielnică pentru a îmbina, iată, inspirația cu pragmatismul, da? Că să ne reamintim, Venus nu e doar cu iubii-iubii, iubii-iubii iubi, iubi care trece pe aici de cele mai multe ori. Dar dacă vreți voi să fiți artiști, cu Venus în pești, să pictați, să desenați, să cântați, să călătoriți, să vă duceți în tabere spirituale, să meditați, Venus în pești este nemaipomenită. Pe 13 martie, ăsta este un aspect pe care l-am căutat, să știți, asta, stat așa, ca un detectiv și zic hai mă, hai mă, mai vină unul, mai vină că n-am -am aspecte. Ce se întâmplă aici? Avem o opoziție între Juno și Saturn. Și uh, există multe emisiuni, multe articole despre Juno, le citiți și pe Astrosense, le găsiți și pe DC News. Juno are, um, pe lângă multe alte povești de femeie căsătorită, femeie trădată, femeie furioasă, geloasă, invidioasă, trecem peste asta, Juno era și, uh, iată, mâna dreaptă, să zicem așa, a lui Jupiter în momentul în care trebuiau să ia decizii foarte importante atunci în mitologie, în Olimp. Adică. Ea se preocupa de strategii militare, se preocupa de legi, se preocupa de toate aceste hotărâri importante pentru o societate. Problema e că atunci când Juno face un asemenea aspect, adică o opoziție cu Saturn, unele negocieri sunt întârziate, sunt blocate, sunt amânate, sunt foarte, foarte frustrante. Și cum, la nivel mondial. Se duc multe negocieri anul acesta, dragii mei, atât în ceea ce privește următoarele alegeri, cât și în ceea ce privește, iată, războaie care se petrec, cât și în ceea ce privește, poate, o zonă financiară. Credeți-mă, genul ăsta de aspect nu este foarte, foarte prielnic. Și de da, aici mulți dintre noi se pot trezi, <coughs> mai ales cei care au marcaj dublu mutabil în astrogramă, vorbim de gemeni, de să săcetători și pești, se pot trezi că nu sunt atât de apreciați în relație sau ei nu apreciază la fel de mult în relație. Că în viață, dragii mei, cumva putem să jucăm și o parte și cealaltă. O iată, o poziție înseamnă un grad, un aspect de 180 de grade între planete și când avem o poziție, noi putem să fim și o parte și cealaltă. Dar bineînțeles, vom da vina pe celălalt pentru că este și în noi ceva. Iar la finalul săptămânii, ca să fie cireașa, cum să zice, și reașa de pe tort, și dau bomboana de pe Colivă, ca să zic așa, să ne uităm și colo și colo, Avem o conjuncție minunată între Soare și Neptun. Minunată, sunt destul de ironică, pentru că genul acesta de apropiere între Soare, care este energia, și Neptun, care efectiv te face să prinzi multe posturi, îți dă multe antene, poți să o iei razna, e o oboseală, o epuizare, e sleit. Da, dacă ești poet, dacă ești credincios, dacă ești din acesta foarte spiritual, finalul săptămânii te poate ajuta să te pierzi. Recomandarea principală este să nu te pierzi cu vreo substanță sau cu vreun obicei toxic, pentru că în momentul în care pe un asemenea aspect încerci ceva sau reiei ceva, îți va fi foarte greu să te rupi pe urmă. Foarte, foarte, foarte greu. Bun, dragii mei, hai să ne uităm uh, la așa cam ce ne pregătesc zilele următoare pentru fiecare dintre noi. Îți reamintesc că aici avem un horoscop teoretic, general, de manual de astrologie, pur și simplu o interpretare a mea despre cum se mișcă, iată, planetele în săptămâna ce urmează. Revin în continuare să spun că nu fac etalări, cum primim în comentarii. La un dat m-am spus, am mai zis chestia asta. Dispăruse comentariile, acum au reapărut în care și mai mult oamenii au ajuns să-mi ceară etală. Nu facem etalări aici, pe alte canale se fac etalări, mai ales pe cele ale tarotologilor, da? Și trebuie să mă apas de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața voastră, acest horoscop, care este unul pur teoretic, dragii mei. Cum vă spuneam la început emisiunii, teoria ca teoria, practica este cu totuși cu totul altceva. Bun? Păi hai să mergem așa la fiecare. Începem cu sau cei cu așinetul în berbec. Eu gândindu-mă la, la următorul lucru. Mercur, iată, a intrat în semnul tău, ceea ce îți aduce nevoia de a comunica, de a spune, de a întreba, de a-ți dori. Doar că, în continuare, trebuie să depui un efort suplimentar. Să nu uităm că soarele se află în continuare în casa 12 da? Ai în casa 11 iată, pe Marte, guvernatorul tău, deci oamenii vin către tine, oamenii își cer, oamenii vor și și tu te duci către ei, dar încă nu ești pregătit 100%. Așa că s-ar putea să apară momente în care te vei simți destul de frustrat, da? Și nervos și irascibil și supărat că Mercur în semnul tău se manifestă așa, e mai vocal, are un talent oratoric nemaipomenit, dar este și foarte ironic și foarte înțepător de cele mai multe ori, da? Dacă simți că oricât ai spune, orice ai face nu se întâmplă, poate e cazul să dai un, un pas în spate și să mai aștepți. Da? După care, dragii mei, la ce aș mai avea puțină grijă? La relațiile pe care le am cu colegii. Nu promiteți mai mult decât e cazul și nu vă încredeți mai mult în promisiunile colegilor. Săptămâna aceasta în locul vostru eu aș fi mai circumspect, aș sta mult mai la locul meu. Da. colegi colegi, colegii colegi. colegi. Uh, iar țin așa, iar o să zică oamenii că fac simboluri iluminate sau alte chestii. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Schimbarea lui Venus, iată, vă priește. Venus, guvernatoarea voastră, va trece, iată, din casa 10 -a în casa 11. -a. Ce se întâmplă aici, dragii mei? Se întâmplă că s-ar putea să vedeți roadele ultimul, ultimelor zile, ultimelor eforturi depuse în zona carierei. Dacă nu sunt roade, e un semnal de alarmă și înseamnă că trebuie să mai depuneți niște efort, Înseamnă că trebuie să munciți puțin mai mult. Ce v aș mai recomanda eu vă, este să vă bazați și pe alții, nu doar pe voi. Și să nu stați încapsulați, să nu stați în bula voastră și să că doar, considerați că doar voi aveți, cum să zic, soluția, cheia succesului. Nu. Fiți mai deschiși, mai ieșiți din bula voastră și mai întrebați-vă, prietenii, colegii, cunoscuți, mai învățați, mai ascultați, dar nu vă bazați doar pe voi. Dacă vreți să pierdeți săptămâna ce urmează și voi, nu vă place să pierdeți, să ne înțelegem. Stați doar în, în capul vostru și o să vedeți că nu e bine. Mercur e în casa 12, ceea ce înseamnă că ați face bine să fiți și niște spectatori și să învățați să și auziți, să și ascultați și să faceți o diferență între auzi și ascultat. Dacă vreți să vă meargă bine, la asta trebuie să vă gândiți. Și nu uitați, dragii mei, ne apropiem de conjuncția Jupiter-Uranus în semnul vostru. Se va petrece în aprilie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poate e cazul să vă gândiți la niște prospețime. Dacă simțiți mirosul de naftalină pregnant în jurul vostru, metaforic sau poate la propriu, cine știe, poate că începeți așa cu pași mici, mici, cum știți voi, să vă duceți către o altă zonă, către prospețime, către schimbare. Mergem la gemeni sau cei cu așternătul în gemeni, ah. Mercur, schimba asta, semnul se duce într-o casă care vă opriește, în casa 11. Sunteți un pic mai optimiști, sunteți un pic mai dornici să vă gândiți la viitorul apropiat, mai încrezători, poate și mai sociabili și mai dornici să vorbiți cu oamenii, dar în același timp acest tranzit să știți că aduce și puțin superficialitate din punctul meu de vedere. Pe plan profesional, Venus intră în casa 10, iar la finalul săptămânii aveți o conjuncție Soare-Neptun. Știți că vreți ceva, dar nici, noi, nici voi nu știți dacă ceea ce vreți este ceea ce trebuie. Și pendulați. Săptămâna aceasta este destul de multă instabilitate. Atenție, că pot fi și multe beneficii și ele sunt. Doar că depinde foarte mult cum, cum, le, cum le procesați și cum le gândiți. Știți cum e? Câteodată când viața este destul de simplă, ne place să o ne o complicăm da, ni se pare nouă tot, avem presia de tot felul de lucruri, avem tot felul de scenarii, cam așa și cu voi. Săptămâna ce urmează, dacă nu se întâmplă mare lucru, începeți voi să bănuiți colegii de ceva, să bănuiți rudele și vă complicați viața. Sfatul meu este să stați mai liniștiți și mai potoliți. Mergem la RAC sau cei cu aștenentul în RAC, ei bine, luna nouă de astăzi nu prea vă priește. Dar știți cum este. Dacă sunteți foarte tineri, o lună nouă în conjuncție cu Saturn, vă supără, vă enervează. dar Dacă sunteți trecuți de o anumită vârstă, aveți o anumită experiență, nu mai sunteți atât de supărați și conștientizați că viața domnele are și pe alea bune și pe alea rele și că ceea ce puteți să faceți voi este să aveți răbdare. Cumva ăsta este și sfatul pe care eu vi ofer zilele următoare. Mercur a intrat în casa 10, așa că dacă știți că aveți de purtat o discuție cu șefii, nu vă temeți și duceți-vă în față și fiți foarte, foarte curajoși. Pe urmă, intrarea lui Venus, dragii mei, în casa noua vă spune mai călătoriți, mai plimbați, mai mergi, mai interacționează, mai citești, mai învați, mai studiază, mai ieși din carapacea ta de acolo. Și o să spui, dar nu sunt bani, Daniela, dar uite că vrem urgerele Sunt fer convinsă că nu sunt bani, că nu toată lumea are bani, cu toții avem probleme. Dar o plimbare în parc, dar o carte pe care o ai în bibliotecă, dar un YouTube și o emisiune, nu știu, informativă de educație. Astea se pot. Trebuie doar să vrei și cu siguranță se vor întâmpla și te vor ajuta. Trecem la leu sau cei cu ascendentul în leu, multă muncă. În luna nouă de astăzi, dragii mei, se în casa, iată, a opta, vă epuizează pentru că soarele guvernatorul vostru este și lângă Saturn. Vă epuizează, vă stoarce, știți cum e, acționați așa din spate și nu aveți timp să vă bucurați, nu, nu gustați cu adevărat triumful să zicem, proiectelor voastre. Nici nu e timp. Mai stați în banca voastră, mai liniștiți-vă, mai ales că la finalul săptămânii ce urmează, ce credeți și soarele, soarele se va întâlni și cu Neptun. Iată, deci cumva săptămâna aceasta treceți printr tot felul de schimbări, aș putea spune. Ce vă recomand eu vă foarte mult este să, să mai așteptați și să mai lăsați și viața să se întâmple. Cred că e cel mai bun sfat pe care vi-l pot oferi pentru o bună perioadă, lăsați viața să se întâmple, nu forțați voi, nu încercați să calculați, nu citiți toate horoscopele, nu vă uitați la toate emisiunile de tarot, de numerologie, să, să... pentru că știți cum sunteți, sunteți într-o cursă din aceasta în care vreți să vi se spună ceva 100%, nu vă spune. Și dacă vă spune cineva că asta se întâmplă, voi tot nu o să credeți și o să mai căutați, o să mai căutați. Aveți o tendință din aceasta, știți ca și acela care se învârte pe rotiță și se învârte, se învârte, se învârte și nu ajunge nicăieri. Cam așa și cu voi zilele acestea. Munciți! liniștiți-vă, odihniți-vă, aveți grijă de voi și aveți răbdare. Deci la fecioară sau cei cu în fecioară, iată Mercur, guvernatorul vostru, a schimbat semnul astăzi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că și înăuntru vostru e oarecum o trecere de la o energie la alta. Dar pentru că avem, iată, luna nouă de astăzi în conjuncție cu Saturn în casa șaptea, știți cum e, luna nouă vorbește mai mult de cum ne simțim, de ceea ce credem, de ceea ce ne imaginăm. Bineînțeles, după cum vă spun de ceva timp, atenția voastră trebuie să se ducă către relație, către relația personală, relația profesională Și cum e vorba că ei s acolo și guvernatorul vostru, Mercur, a intrat în casa opta Eu cred că trebuie să vă dați seama cât investiți voi în relațiile respective și cât primiți Pentru că doar investiți și nu primiți nu e bine. Nu e bine pentru voi, pentru ceilalți. E bine, bineînțeles. Uh, și trebuie să vă dați seama cum să faceți să ieșiți din zona asta. Nu uitați, opoziția dintre Juno și Saturn pe voi vă prinde prima dată. Ce înseamnă asta? E că undeva e posibil să vă treziți că sunteți strădați, că oamenii uh, nu vă recunosc meritele, că oamenii vă înșeală așteptările, și asta se întâmplă în viața din păcate. Dar depinde de noi în ce postură ne lăsăm să continuăm pe urmă. Că dacă ne lăsăm în postura de victimă și să ne plângem că suntem ghionini și că nu mai nouă ni se întâmplă, că viața e dură, că viața e grea și așa și pe dincolo. Și ne, să ne căutăm tot felul de motive. Las că așa e, așa e viața, mă face să sufăr și la un dat o să fiu fericit. Eu zic să vă treziți puțin, să vă maturizați, să acceptați ceea ce se întâmplă și să vedeți ce puteți în bucățica voastră să rezolvați. Dar atenție! Dacă doar investiți și nu primiți, nu e bine. Trebuie să găsiți undeva un echilibru. Și un lucru bun, Venus intră și ea în casa 7, ceea ce înseamnă că dacă cereți, veți primi. Dar dacă nu cereți, rămâneți în aceeași ipostază. Deci acum la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Mercur, iată, intră în casa 7, dragii mei, ceea ce înseamnă comunicarea cu partenerul devine importantă și e cazul să nu vă, cum să vă spun, Știți cum e momentul ăla în care nu merg lucrurile în relație și te duci și vorbești cu prietenii sau prietenele. Și în loc să discuți cu partenerul acasă despre ce te macină, tu te duci în exterior. Ei bine, nu. Zilele acestea, cel mai bine e să stai acasă cu omul ăla și să-l întrebi și să te întrebe și să vă enervați, să țipați cum Mercur în Berbec, trebuie să-și arate și mușchii, na, câteodată până rezolvați sau până scoateți ceva unul de la celălalt. Pentru că așa vă duceți la prieten, la prieten și spuneți, uite ce mi-a făcut, uite, plus că avem și tendința asta de a spune povestea astfel încât să primim validare că avem dreptate, dar de fapt când ne ducem acasă noi știm că e altceva, da. Avem nevoie de oameni să ne susțină, avem nevoie de oameni să ne aplaude, hai, hai, hai. ce acasă și e cu totul și totul altfel situație. Deci recomandarea mea nu vă duceți în stânga și în dreapta, ci stați acasă și enervați. Vă nu merge prima zi, nu merge a doua zi, nu merge a treia zi. La una totul să meargă. După care, venuți guvernatoarea voastră, intră în casa a șasea, dragii mei. Și uh, vă, imb... vă, cum să vă spun, vă recomandă să vă găsiți o activitate la serviciu unde să îmbinați utilul cu plăcutul. Adică să nu munciți doar ca roboței. Sau dacă nu la serviciu, poate treburile gospodorești vă inspiră să schimbați ceva prin casă, să vă ocupați mai mult de voi, să nu știu, puneți altfel mâncarea în frigider sau să nu mai congelați sau să folosiți fructe proaspete. Adică aveți nevoie să, să vă îngrijiți, să vă întoarceți puțin atenția către voi. Dacă nu găsiți un proiect la serviciu, dar dacă găsiți un proiect la serviciu, simplificați-vă în partea cealaltă pentru că nu o să puteți să aveți un program foarte încărcat. De altfel, dacă e ceva ce s-ar putea să vă facă rău săptămâna ce urmează, este să vreți să le faceți pe toate. Pe absolut toate. Da? Soarele se va apropia și de o conjuncție cu Neptun la sfârșitul săptămânii, ceea ce înseamnă că s-ar putea să aveți o, o, revelație din asta, ziceți, poa, Doamne, am vrut să fiu Dumnezeu și tot muritor sunt. Trecem la Scorpion sau cei cu așa Neptun în Scorpion. Luna nouă de astăzi, lângă Saturn, e în casa cincea, nu e bucuria bucurilor, dar măcar e, e un moment de maturizare pe plan emoțional și cred eu că avem nevoie din când în când de el. Venus intră tot în casa a cincea, săptămâna ce urmează și asta înseamnă că dacă ați trecut de această etapă de maturizare, de conștientizare, cumva vă uitați cu alți ochi la persoana iubită sau cumva încercați să o cuceriți altfel dacă ați întâlnit-o și dacă vă doriți în viața voastră da? Venus vă ajută să fiți romantici, să faceți declarații, să faceți cadouri, să fiți cuceritori, să fiți atractivi și un lucru bun și pentru cei care, iată, se gândesc că își doresc copii sau își doresc altă relație cu copii, e o perioadă foarte importantă. Mercur a intrat în casa a șasea. Dragii mei, discuțiile cu colegii sunt importante. Dacă aveți un proiect, nu vă bazați doar pe voi, ci implicați și pe ei. Sau dacă Simțiți că ei nu se mișcă, nu știu, cu aceeași viteză ca a voastră, vorbiți cu ei și încercați să vedeți ce se întâmplă. Nu-i judecați, pentru că dacă stați să vă gândiți că toți sunt proști limitat limitați și nu se mișcă mai repede, nu vă ajută cu nimic. Dar dacă vă ce și vă întrebați, era proiectul ăsta, mă gândeam că se poate întâmpla mai repede. Iar eu să vă spun, a, da, știu, știu, știu și încerc să te ajut. uite, am mai primit un proiect de la șef și trebuie să mă ocup și de el. Și am nevoie să îmi fac timp pentru ambele. Atunci o să ziceți, stai mă puțin, că eu judecam degeaba. Și o perioadă foarte importantă și pentru cei care vor să facă investigații medicale, fiți mai curioși, vorbiți cu doctorii și întrebați tot ce aveți voi de întrebat. Trecem la săgetător sau cei cu accidentul un săgetător, lăsați o baltă cu neplăcerea de în familie. Nu, nu, aveți, să zicem așa, primul cuvânt de spus aici. Tot ceea ce puteți voi să faceți este să acceptați că părinții se mai îmbolnăvesc, în casă se mai strică lucrurile, la un dat trebuie să te muți, la un dat casa e prea mică pentru familia pe care o ai și tot așa. Astea nu le poți schimba. nu ai cum. Ba mai mult, conjuncția Soarelui cu Neptun de la finalul săptămânii e... Vă puteți păcăli foarte ușor și să aveți impresia că iarăși le știți pe toate și că dacă oamenii vor asculta, lucrurile ar merge mai simplu și mai ușor. Nu e adevărat. Așa credeți prin prisma voastră, dar prin prisma lor Viața e cu totul și cu totul altfel Venus intră în casa patra și ce vă poate ajuta pe voi este să înfrumusețați Să aveți grijă de estetica din jurul vostru, de confort, de frumusețe, de ce vedeți în casă, ce vedeți în grădină, în curte Ocupați-vă de lucrurile astea și săptămâna asta, să zicem, trece mult mai ușor Mercurii intră în casa cincea, dragii mei, și vă ajută să vorbiți altfel cu copiii Fie că sunt mici, fie că sunt mari Fiți mai glumeți, fiți mai petrecăreți și știți cum este Lăsați viața să se întâmple că oricum nu suntem Dumnezei și nu putem să mișcăm noi uh, evenimentele astfel încât să ne priască doar nouă Că despre asta e vorba, că nu se învârte nimic în jurul nostru Noi ne învârtim în jurul soarelui, să spunem așa Bun, trecem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn Iarăși, interesant sau nu, uh, să spună ce urmează, cred că ție spriește mai mult ca altora Cumva ești mai bine aspectat în ultimul timp De ce spun asta? Venus intră în Casa A Treia, Soarele se întâlnește cu Neptun în Casa A Treia. Ești mai. ești mai tolerant, ești mai empatic, ești mai drăguț, ești mai blând, mai ales în discurs, găsești soluții pentru ceilalți, te oferi să-i ajuți, nu forțezi nota dacă aceștia nu, nu acceptă inițial. Stai în banca ta, simți mult mai mult ceea ce se întâmplă în viețile celorlalți și, oarecum, Lași lucrurile să se întâmple. Tu chiar ai putea să-i pe cei din jurul tău să aibă răbdare și să nu se grăbească, și să nu se supere, să nu se frustreze, să lase viața să se întâmple că ea se întâmplă când trebuie. De asemenea, Mercur, intrat în Casa a Patra, te invită să te ocupi de știu, discuțiile cu specialiștii pentru gospodărie, pentru tot ce înseamnă locuința ta. Că poate ai de zub grăvit, poate ai de schimba mobila, poate ai de, nu știu schimbați instalații, știi, și e o perioadă foarte bună să te duci să cauți pe internet, să citești recenzii, să întrebi, să suni, să dai mailuri, să fii curios, astfel încât să găsești cea mai bună ofertă pentru tine. De asemenea, ți-aș recomanda cu Mercur în Casa Patra să nu te ocupi doar tu de asta, ci să strângi informații și de la familie, că poate unii membri din familie au mai trecut prin evenimente asemănătoare și au un sfat să zică, da, dar uite, când vei chema un instalator, trebuie să-l întrebi și de asta, nu doar de ce crezi tu că ai nevoie o mică recomandare la final de săptămână, puțină grijă la drumuri, la cumpărat bilete de avion, cu cumpărat bilete și așa mai departe și de asemenea, aș avea puțină grijă la tot ce înseamnă documente, să mă asigur că toate sunt valabile, că toate sunt în nou expirat, spunem așa, și că de asemenea, în momentul în care interacționați cu tot felul de instituții care vă ajută la facturi, la contracte și așa mai departe, scrieți tot ce vă zic cu oamenii respectiv, pentru că dacă vă bazați doar pe memorie, s-ar putea să aveți o surpriză. Mergem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Marte e în continuare în semnul vostru. Ceea ce, trecând peste alte aspecte, vă rog să-l aveți în vedere. Și când Marte e în semnul vostru, voi nu trebuie să mai stați să ascultați pe nimeni. Pe absolut nimeni. Voi trebuie să, chiar dacă vi se reproșează că sunteți agresivi, că sunteți furioși, că nu mai aveți răbdare, că vi se pare că le știți pe toate, nici nu mai trebuie să ascultați. Voi trebuie să vă faceți treaba, indiferent de ce zic unii și alții în jurul vostru, da? Important e să vă țineți de planul pe care îl aveți, cu viteza pe care vă doriți și să nu vă lăsați. După care, Venus iese din semnul vostru, se duce în casa a doua banilor. E o perioadă bună pentru a face pace, să zicem așa, cu strategia voastră financiară. Că s-ar să și cheltuiți niște bani și dacă altă dată vă judecați, acum ziceți, da, două în curul Merge eu din când în când să mai cheltuiesc. Asta este. E adevărat că soarele se întâlnește cu Neptun la finalul săptămânii și s-ar putea să conștientizați că ați cheltuit mai mult decât e cazul, dar de asta vă rog, faceți pace că din când în când nu suntem perfecți. Dar de asemenea să știți că intrarea lui Venus în casa a doua vă poate ajuta foarte mult la idei cum să faceți mai mulți bani, cum să monetizați. Și Mercur intrând în casa a treia astăzi, ce se întâmplă, dragii mei, vă vin ideile. Dacă e ceva pe care veți stăpâni foarte bine în săptămâna ce urmează, idei. Mai ales că Mercur face, iată, sextilul cu Pluto din semnul vostru și prinde curaj, are idei, găsește soluții, se duce așa, ca laserul, să știți, unde e problema, o rezolvă imediat idei, vorbiți, comunicați, plimbați-vă, nemai Aș putea spune că e o săptămână bună pentru voi. În afară de partea asta financiară care s-ar putea să vă supere din când în când. Sau, de, sau, în afară de faptul că unii oameni nu sunt de acord cu atitudinea voastră, restul e ok. Trecem acum la pești sau cei cu ne în pești. Bun. Uh, Venus intră în semnul vostru. Iată. Este un lucru bun, să știți, că vă mai aduce, știți, Venus pe lângă frumusețe, pasiune, senzualitate, feminitate, aduce și, aduce și puțin încredere suplimentară în forțele proprii. Și încrederea nu înseamnă neapărat că vorbiți mult, că debordați de energie, ci încredere e atunci când așteptați să se întâmple ce trebuie să se întâmple. Voi aveți încredere că se va întâmpla. Deci, iată, bine, dacă vreți să vă schimbați lucrul, dacă vreți să vă îmbrăcați mai frumos, dacă vreți să vă cumpărați ceva, intrarea lui Venus în semnul vostru este minunat, minunat, minunat. Dar e foarte bună că știți, Venus este considerat micul benefic, Jupiter e considerat marele benefic. De obicei, Jupiter te face să crezi și în ceea ce nu trebuie să crezi, Venus vine și zice, hai mă, hai mă că poți. Nu, că au mai fost momente în viață când am disperat și totul s-a întâmplat pe urmă. Trebuie doar să muncesc, să-mi văd de viață și nu se întâmplă, da? E cam despre asta vă vorbesc eu aici. Pe urmă, dragii mei, iată intrarea lui Mercur în casa a doua, aduce, bineînțeles, discuții legate de bani și va aduce discuții legate de bani și cu partenerul și poate chiar aveți nevoie de încrederea de care vă spuneam în aceste discuții, să știți, să puneți punctul pe ei, să cereți ce aveți de cerut și să negociați când e cazul de negociere. Finalul săptămânii, să știți că nu e unul neapărat... nu neapărat negativ, dar conjuncția soarelui din semnul vostru cu Neptun, iată, vă, vă poate face foarte confuz. Dacă nu munciți în weekend, e perfect. Dacă munciți, asigurați-vă că Vă țineți de un program cât mai simplu, dragii mei. Și da, luna nouă de astăzi în semnul vostru, în conjuncție cu Saturn, bineînțeles, vă readuc aminte că e nevoie să aveți grijă de sănătate. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine zilele ce urmează.